Pompierii hunedoreni au intervenit duminică seara pentru a recupera un pui de barză căzut din cuib în localitatea Cristur. Un tânăr din localitate a observat pasărea dezorientată pe un câmp în apropiere și a sunat la 112 cerând sprijinul salvatorilor. În scurt timp, un echipaj de pompieri a ajuns la locul indicat găsind puiul la aproximativ 300 de metri de cuib. După ce s-au asigurat că nu are răni, pompierii i-au oferit puțină apă și mai apoi, cu ajutorul Autoscării mecanice l-a -au urcat până la Cuib, unde îl așteptau nerăbdător ceilalți doi frații naripați. Astfel, misiunea specială a pompierilor Hunedoreni a fost îndeplinită cu succes.